că are o autonomie de zbor destul de mare și are o viteză de zbor de aproximativ 185, o viteză maximă de zbor de 185 de kilometri la oră. Așadar, 4 echipaje ISU, 2 echipaje SMURD în acest moment la Clinceni, echipele Realitatea se îndreaptă și ele în acea zonă. Avem, să vă transmitem informații importante, avem și, așteptăm și de la dumneavoastră informații dacă ați fost martor și dacă ați reușit să surprindeți imagini, trimiteți-ne-le pe martoroculararondrealitatea.net. Știm în acest moment că pilotul care se afla la bordul acestui aparat ușor de zbor nu a reușit să scape. În acest moment încercăm să aflăm detalii de la Mircea Ciucă, cel care este responsabil de investigația acestui incident. Bună seara, domnule Ciucă. Bună seara. Ce informații ați reușit să culegeți până în acest moment? Nu avem informații suplimentare la momentul acesta. Mai mult decât ați transmis și dumneavoastră, nu avem nici noi detalii. În momentul de față suntem în drum către locul accidentului. După ce vom ajunge acolo și vom prelua investigația evenimentului, o să putem să venim cu informații suplimentare. Bine, această echipă a Direcției de Investigații Transport Aerian, da, care a spus dumneavoastră se află în acest moment în drum spre Clinceni, da, ce se așteaptă să găsească la fața locului? Care ar fi lucrurile care ar ajuta-o într-o anchetă? Ce anume poate să mai găsească viabil pentru informații concrete pentru o anchetă dintr-o aparat ars? Da, la momentul acesta nu știm care este gradul de deteriorare al aeronavei. Vom ajunge acolo și vom face evaluarea resturilor epavei. Bineînțeles că vom studia în detaliu aceste resturi. Vom prelua documentația aeronavei, documentația pilotului, vom lua declarații de la martori, vom declanșa o procedură specifică în asemenea situații. Spuneți-mi, dacă știm că este vorba de o companie privată care deține acest aparat, există o revizie, cât de des trebuie făcută ea, în ce condiții, zic eu, poate fi uitată să fie făcută? Aveți informații pentru acest tip de aparat? Nu, la momentul acesta nu cunoaștem ce tip de aeronavă este. Știm că este o aeronavă ultra ușoară. O să studiem documentația aeronavei și vom urmări inclusiv acest aspect, dacă respectat programul de întreținere al aeronavei. Dacă în experiența dumneavoastră ați mai avut incidente cu acest tip sau cu un tip de aparat asemănător, aveți în istoria recentă așa ceva? Da, au mai fost evenimente în care au fost implicate aeronave din categoria ultraușoare, da. Vă mulțumesc foarte mult. Așteptăm ca această echipă a dumneavoastră să ajungă acolo, la locul accidentului, și să aflăm mai multe informații de la dumneavoastră. Și o echipă Realitatea TV se află în drum spre aerodromul Clinceni. Vă spuneam, și echipa Direcției de Investigații Transport Aerian din cadrul Ministerului Transporturilor se deplasează acolo. Informații prețioase vor sosi în scurt timp la Realitatea TV, așa că merită să rămâneți în continuare alături de noi, pentru că vă ținem la curent cu tot ce e nou legat de acest accident în urma căruia un pilot și-a pierdut viața. Vă mulțumesc pentru atenție pentru un moment. Dau legătura colegei mele, Andreea Crețulescu. Vă ține în Realitate în continuare. Ne revedem în scurt timp. Și domnilor, bună seara! Realitatea te privește rămâne emisiunea unde rezultatele se văd. După ce aseară v-am prezentat mai multe declarații care arată că șeful punctului de frontieră Siret percepe o taxă de protecție între 300 și 500 de euro pentru micul traficant și până la 250.000 de euro pentru contrabandiștii care aduc țigărne taxate din Ucraina. Ei bine, astăzi șeful poliției de frontieră a dispus cercetarea acestuia și mutarea domnului Fediuc la Cernavodă. În același timp, pe baza declarațiilor
prezentat în cadrul emisiunii Realitatea te privește, DICOT a deschis o anchetă. În această seară, șeful Poliției de Frontieră ne va spune ce presupune mutarea domnului Fediuc la Cernavodă și în plus vă prezint cum în Focșan Poliția Comunitară se joacă practic cu banul public, iar la nivel central lipsa banilor este din ce în ce mai vizibilă. Dacă e ministrul transporturilor se plângea că nu a mai văzut niciodată visteria atât de goală, astăzi am aflat că profesorii nu și-au primit banii de concediu, iar în cazul unor medici se întârzie foarte mult cu plata salariilor. Pe acest fond, premierul Boc vorbește despre, citez, realizarea unei analize punctuale pe fiecare minister, propoziție care ar putea fi tradusă printr-o eventuală remaniere guvernamentală. Invitați la Realitatea te privește, doamna Monica Tatoiu, doamna Mariana Câmpeanu și domnii Sorin Ioniță și Marius Nistor. Bună seara, bine ați venit, rămâneți cu noi! Cum vă spuneam, doamnelor și domnilor, acest scandal de la Poliția de Frontieră Siret se lasă cu sancțiuni. Șeful sectorului, comisarul Neliu Fediuc, a fost mutat la Cernavodă după ce aseară aici la Realitatea TV ați putut urmări cum mai mulți reprezentanți din zonă au povestit cum îi plătesc acestui domn taxe de protecție între 300 și 500 de euro, iar mari contrabandiști i-ar dat până la 250.000 de euro. Pe acest individ, pentru că nu pot să-l numesc coleg, polițist de frontieră, care se numește Fediuc Nelu, l-am eliberat din funcție prin dispoziția inspectorului general de două ori și tot de două ori instanța supremă de contencios a dispus prin hotărâre definitivă și irevocabilă să-l repunem în funcție. Neglijență și management defectuos sunt motivele pentru care Nelu Pop a încercat să-l dea afară pe Fediuc. Pe de altă parte, traficanții de țigări din Ucraina, dar și subordonații comisarului, povestesc că acesta avea o listă de prețuri pentru fiecare serviciu. Fediuc este un personaj care este proprietar pe Vama Siret, cerând comisioane de la oamenii care trec cu țigări și băutură prin punct, adunând sume importante în lei valută, ajungând chiar la 200 și ceva de mii de euro lunar. Lunar îi dădeam 300 de euro înainte, acum e la 500. Au crescut cotizația. Îl așteptam la garaj sau ne întâlneam și puneam bani în palmă, dădeam noroc cu el și dădeam bani. Oamenii care curg în zonă sunt scoși cu ajutorul șefului de inspectorat, domnul Gheorghe, și duși în diferite locuri. Motivul de legare. Și astfel domnul Fediuc își poate face menderile în zonă liniștit. Comandantul Poliției de Frontieră i-a sancționat administrativ și pe ceilalți șefi de la Siret. Adică i-a mutat disciplinar în alte zone. De exemplu, adjunctul lui Fediuc a ajuns la Zimnicea, iar șeful de punct în județul Bihor. Sancțiunile la frontieră curg însă pe bandă rulantă. 14 cadre din Poliția de Frontieră cu funcții de conducere sunt cercetate prealabil sau au fost luate măsuri administrative față de aceștia. Pe lângă controlele interne de la Siret, pe fir au mai intrat Direcția Generală Anticorupție și ofițerii DICOT. Acesta a fost cazul, ați văzut și rezultatul. În momentul de față suntem în direct prin telefon cu domnul chestor principal, Nelu Pop, inspector general Poliția de Frontieră. Bună seara, domnule Pop. Ce va face domnul Fediuc la Cernavodă? De ce ați ales să-l trimiteți acolo? Vă temeți oare ca domnia sa să impună aceleași practici și la Cernavodă? Sărut mâinile, bună seara! Am considerat că trebuie să fie detașat, pentru că nu poate fi vorba de o mutare conform statutului polițistului, deci l-am detașat pe cea mai mare distanță, într-o zonă în care să fie cât mai îndepărtat de tentațiile la care a fost supus până acum. De asemenea, am luat măsură, în aceeași măsură și față de adjunctul său, pe care l-am mutat, l-am detașat pe la Zimnicea și șeful de punct după ce vine din concediu. Bine că ați amintit acest lucru. În această seară vroiam să vă felicit în totalitate, dar de multe ori și în cadrul acestei instituții un rău, practic stoparea unui rău mai produce și un mic rău. Pentru că nu înțeleg de ce l-ați mutat pe domnul Irimescu, ajunctul domnului Fediuc la Zimnicea, în condițiile în care acest domn Irimescu era unul dintre personajele care ne-au vorbit cei drept cu identitatea protejată despre practicile pe care domnul Fediuc le făcea acolo în punctul Vamal. Și înțeleg că acest domn va trimise sesizări și la București și la Suceava. De ce l-a sancționat și pe el?
Doamna Crețulescu, cazul de la Siret și alte situații din țară care sunt în documentarea noastră sunt mult mai complexe și mult mai ample. Acolo sunt probleme și de altă natură și eu sper ca alte structuri din stat care au atribuții specifice pe combaterea corupției și cu care noi cooperăm foarte bine să își ducă la îndeplinire misiunea pe care o au acolo. Adică dumneavoastră susțineți că un domn care, punându-și practic jobul în pericol, a ales să ne vorbească, să ne spună ce face acest domn, ce taxe de protecție percepe, bani de la marii contrabandiști care aduc țigări netimbrate din Ucraina și dumneavoastră îl trimiteți la Zimnicea? Nu, doamna Crețulescu, eu aseară nu cunoșteam că domnul Irimescu a făcut aceste declarații, însă și dumnealui a avut probleme de verificări pe care le-am efectuat. Este vorba de o detașare pe o lună care se poate prelungi până la 6 luni, după care vom analiza în continuare. Vreau să mai fac o precizare. Vă rog. Aceleași măsuri le-am luat la Stamura Moravița, altă zonă pe care mulți polițiști de frontieră o doresc, în ghilimele fiind spus, toți șefii de ture am detașat. Încă de săptămâna trecută, iar șeful de sector și de punct a fost cercetat prealabil. Din dispoziția mea am finalizat cercetarea prealabilă și trimit în fața Consiliului Superior de Disciplină, care va hotărâ destituirea din funcția publică sau altă măsură. Vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Sper că până la urmă să ajungem și la o destituire, pentru că în cazul acestui domn, justiția a întors de două ori această sancțiune. Credeți că este suficientă detașarea într-un astfel de caz? Pentru că în cazul acestui domn vorbim de un venit lunar din taxe și comisioane de 250.000 de euro. Nu știu cine câștigă atâția bani în România. Credeți că domnul acela a acționat singur? Sunt convinsă. Prima întrebare este, într-un astfel de sistem corupt, cum este sistemul românesc al autorității, nimeni nu poate să acceseze un astfel de tip de venituri fără a fi parte dintr-un lanț care nu se duce în jos. Se duce în sus, asta e clar. Domnule Nistor, aici, mă rog, un om se îmbogățește, dar în același timp statul pierde pentru că nu taxează banii aceștia. Este o dovadă foarte clară că instituțiile statului sunt nefuncționale în momentul de față. Este clar că prin aceste așa zise sancțiuni în ghilimele, faptul că am detașat o persoană care are niște probleme deosebit de grave, stați puțin, unde l-au detașat? Nu cumva la Poarta Albă? La Cernavodă, nu la Poarta. La Cernavodă, nu. Cred că trebuia să meargă frumos la Poarta Albă. Nu să-i facă o detașare la Cernavodă, unde echipurile nu mai există tentații. Adică nu pot accepta acest lucru. Un individ care percepe taxe de protecție, un lucru care este demonstrat până la urmă, taxe de protecție care pleacă de la 300-500 de euro și pot ajunge până la 250.000 de euro, este pentru sancționat doar da. Printr-o simplă detașare. Iar mai departe, în momentul în care cineva încearcă să-i desfacă contractul de muncă, automat intervine această justiție sublimă din România, care îl reabilitează și este readus pe aceeași funcție. Este ceva inadmisibil. Da, dumneavoastră știți că nu poți să dai afară un funcționar public, chiar dacă îl prinzi în flagrant furând, pentru că în codul muncii sindicatele s-au zbătut și au obținut că nu poate fi dat afară decât cu o hotărâre a instanței. Așa ceva nu mai există nicăieri în lume. Trebuie să înțelegeți că și prevederile stabilite, sigur, în apărarea în general a salariaților contra abuzurilor, dar iată că acum se întorc toate acestea împotriva noastră. Să nu vă uitați la mine, doamna ministru, pentru că e o mică problemă. Eu nu reprezint funcționarii publici. Cred că au alți reprezentanți care se ocupe de ei, iar mai departe cred că nicio lege nu trebuie să asigure protecție pentru niște infractori. Așa scrie în codul muncii acum, asta eu vă spun. Domnule Ionită, de ce credeți că parlamentarii, care cu siguranță cunosc acest aspect pe care l-a expus doamna Câmpeanu, de ce nu modifică legea? Pentru că, într-adevăr, nicăieri în Europa nu mai există o asemenea prevedere. Pentru că nimeni nu vrea, dar dacă am fost atenți, el a fost de două ori, sau ce a fost, propunere de dat afară pentru neglijență și prost management. Ori pentru neglijență și prost management, doamnă, în România mori în funcția publică. Nimeni nu te poate da vreodată afară dacă ești prost. Și a câștigat în instanță.
siguranță. Dacă furi, dar el n-a fost. Acum e prima oară când l-au prins furând, atunci era neglijență și prost manage, doamnă. În România, într-o funcție păi nu, publică... nu, cred că acum e tot neglijență. Nu știu cum o să-l încadreze. Nu, taxa de protecție, tot la neglijență. Deci ce e clar, ce ne-a spus acel șef al poliției care a intrat, a spus că de două l-a dat afară și instanța l-a pus, fiindcă instanța a trebuit să-l pună, fiindcă așa e legea, într-adevăr, pe care sindicatele au strigat sus și tare, ale funcției publice, ca nu cumva să te atingi de un om din funcția publică, decât dacă omoară pe cineva eventual să-l poți da afară. Nu, asta este un aspect. Să vă spun ce se întâmplă. Al doilea aspect este că, într-adevăr, să nu spună nimeni că nu se știe că acest sistem de furt organizat există în vămile române, acolo, așa. Și în al treilea, ce n-am înțeles eu, ce face poliția de frontieră la Cernavodă, că Cernavodă nu e pe frontieră. Ultima dată când am verificat cred că eu. E punct Vamala. Nu e punct Vamala acolo, așa cum este și la Zimnicea, presupun. Păi nu, Zimnicea e pe frontieră. Este pe frontieră, clar, dar la Cernavodă aveți punct Vamala. Trebuie să ținem cont de un lucru. Procedurile care, pe care trebuie să le respecte orice angajator din România, conform codului muncii, stabilesc niște pași. În general, conducătorii de unități din România, publice sau private, din lene, din delăsare, din cum vreți să-i spuneți dumneavoastră, nu respectă aceste proceduri. Și din acest motiv, la tribunalele muncii, angajații câștigă împotriva concederilor. Nu-i vorba de furt. Deci eu dacă la vreau privat să... e mai ușor. La managementul public, orice șef de instituție știe că pe bune nu poți. Poți să-i faci viața o mizerie, să pleci, alte metode. Dacă el e prost, incompetent, nu ai cum să-l dai afară scurt. Este imposibil. Există câștigi totuși orice. Niște pași care pot fi. Există. Asta este trebuie să-i dai calificativ nesatisfăcător, care trebuie și el fundamentat. Și cu fundamentarea respectivă, din nou merge în instanță și doamna Câmpenu, dacă întâmplător trebuie să vii cu o fundamentare care e cotă parte din 250.000 de euro, cam greu. Dar acum să știți că sunt N metode de a se înlătura acest lucru, dar nu se vrea, pentru că dacă de două ori se aștepta afară tirul care intra și era controlat, se rezolva și trebuie problema. Trebuie să mai corelăm. Deci partea aia se știe. Deci marea furtul di Granda, ăla nu spuneți că nu se poate sau dacă noi, fără să știm nimic, ne antrenăm două săptămâni, ne ducem și prindem dacă vrem. Haideți să vă mai antrenez eu cu un caz. Vine din Focșani. Acolo, paradoxal, toată, deși poliția comunitară face disponibilizări, plătește miliarde de lei vechi unei firme pentru două dintre obiectivele pe care le-a contractat pentru pază. Situația este cel puțin bizară și a fost depistată de Realitatea TV Focșani în urma unei investigații, iar șeful poliției comunitare spune că este nevoit să subcontracteze paza acestor obiective pentru că ele s-ar afla în afara localității. Poliția comunitară are contract de pază cu Consiliul Județean Vrancea. Odată cu paza sediului principal, polițiștii au primit la pachet și alte două clădiri din patrimoniul Consiliului Județean. Unul dintre obiective este hotelul Căprioara din Crângul Petrești. Șeful poliției comunitare motivează că, potrivit legii, nu poate asigura paza unui obiectiv din afara orașului. Primăria Focșan are decât zona de parcare de la intrare. De la intrarea de unde? De la intrarea în Crâng. Puteți merge cu polițiștii până la acea parcare, nu puteți asigura paza clădirii. Da, deci paza clădirii nu putem și n-am asigurat-o. Potrivit datelor oficiale, firma de pază contractată de poliția comunitară a încasat numai în 2008 200.000 de lei. De altfel, contractul cu firma privată de pază este încheiat în ianuarie 2006 și acordat prin încredințare directă. Cum se fac așa ceva? De unde? N-am auzit până acum. E prima dată când aud. Așa s-a întâmplat, am un răspuns oficial. Unde, dragul? Ai auzit așa ceva? Adică poliția sau comunitară contractează la rândul ei și ia un anumit beneficiu. Așa ceva eu nu știu, te rog să mă crezi chiar că m-ai luat nepregătit. Să verific treaba aceasta, dar nu cred că este posibil așa ceva. V-a dat un răspuns oficial? De la cine? Da. Hai să văd. Ca să se convingă, edilul l-a sunat imediat pe directorul poliției comunitare. Și eu de ce n-am știut treaba asta până acum? După ce conversația s-a încheiat, primarul și-a schimbat retorica. Bine, bun, da. Nu, dar e o treabă corectă ce au făcut. E într-adevăr. Dar e neavând. Nu mai râdeți, mă, că nu se fac golănii. Dați-o dreacu de treabă. Nu vreo golănii să răspund de cine a făcut-o, dar din punctul meu de vedere este corect. Reprezentanții Consiliului Județean, dar și cei ai firmei de pază au refuzat să stea de vorbă cu presa. Între timp, poliția comunitară din Focșani a început demersurile pentru concedierea 29 de persoane. Așadar,
primarul din Focșani spunea, dacă e o golonie, să ne explice cine a făcut contractul. Suntem acum în direct prin telefon cu președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Marian Oprișan. Bună seara, Oprișan, înțeleg că acest contract vă aparține. Și l-ați făcut cumva prin intermediul poliției comunitare și... De ce e necesară faza la acel obiectiv și dacă merită o asemenea cheltuială? E cam mare în perioada de criză. În primul rând, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vă rog să-mi permiteți să-i salut pe cetățenii județului Vrancea și pe distinșii dumneavoastră invitați. Doamna Andreea, în primul rând vorbim despre o mare descoperire a realității Focșani, PDL, Portocaliu. Nu știu ce culoare are domnule Oprișan, dar explicați-mi dumneavoastră de ce dați atâți bani publici pentru paza unui obiectiv care nu funcționează din 2004. Dacă mă ascultați cu atenție, o să vă răspund. Ați spus că reprezentanții Consiliului Județean au vrut să stea de vorbă cu presa. Eu sunt acum în telefon cu Realitatea TV București și îl văd pe domnul Sorin Ioniță, cunoscutul meu care este... După părerea mea, unul dintre cei mai... Salut, este unul dintre cei care nu sunt partinici, așa cum sunt alții. Domnule Oprișan, mă iertați că intervin. Timpul nostru este relativ limitat. Vă rog eu mult să nu răspundeți la întrebare. Simplu. Deci Consiliul Județean a scos la licitație paza tuturor obiectivelor. A fost o licitație, nu putem lucra decât cu un singur operator. Operatorul nostru este Poliția Comunitară, iar Poliția Comunitară, la rândul ei, a dispus încheierea acestui contract. De ce? Dintr-un singur motiv. Pentru că dumneavoastră vorbiți despre paza unui corp de clădiri din Crângul Petrești. Dar ceea ce nu știți este că tot Poliția Comunitară și această firmă mai execută și paza Inspectoratului pentru Protecția Plantelor, care a fost desființat prin lege. Păi a fost desfințat tot aici, în părea mea că aruncați banii pe fereastră. Inspectoratul acela pentru plante a fost desfințat de 2 ani, dacă îmi permiteți să-mi continui ideea. Iar clădirea aceasta, hotelul Căprioara sau complexul Căprioara, pentru care dumneavoastră ați avut și niște declarații pe la DNA, stă degeaba din 2004, de când ați cumpărat complexul, clădirea nu e folosită și doar folosiți o pază. De ce ați mai făcut investiția asta? Pentru că acea clădire tot din banii Consiliului Județean ați cumpărat-o. Deci la un moment dat clădirea aceea va deveni un punct de referință pentru parcul de recreere și agrement regional, care va deveni o realitate în județul Vrancea. Pe de altă parte vreau să spun că legea este foarte clară și spune așa: dacă eu nu păzesc patrimoniul public și privat al județului Vrancea, toți amicii noștri de la DNA vin și ne fac un dosar pentru neglijență în serviciu. Am înțeles. Deci noastră spuneți că totul este în regulă și că acum această clădire muzeu, până la urmă, cândva în existența zoologică... ei, va fi folosită totuși. O clădire pentru care dumneavoastră ați plătit 17 miliarde în 2004. Vă mulțumesc mult pentru această intervenție. Cum vi se pare? Este un aranjament bizar. Deci au două active, înțeleg. Unul e această Căprioara, care e a Consiliului Județean, altul e o fostă clădire în care erau direcții protejate, s-a desfințat. Ambele la Consiliul. Ele trebuie păzite, că sunt niște active. Dacă nu intră ei acolo, le degradează. În fine, Poliția Comunitară e a primăriei, așa e în România. Iar dar de obicei, are contracte cu dar Consiliul de obicei, Județean. Poate să aibă cu oricine. Iar de obicei Consiliul Județean mai au și servicii subordonate de pază, nu știu ce. E bizar, pentru că dacă e activul tău, contractezi pe cineva, tu, că Consiliul Județean, proprietar, ori o firmă de pază, îi contractezi tu la o licitație, ori îi pui pe ăștia. De ce să dai din bugetul Poliției Comunitare ca ei să contracte? E un aranjament bizar. Eu nu-mi dau seama dacă costul e mare, poate e cam mare pentru două active. Deci, în primul rând, că e ciudată linia și, în al doilea rând, s-ar putea să fie cam mare prețul, nu-mi dau seama exact. Ai făcut și diferența, cât este contractul Consiliului Județean către poliție și cât e poliția către firma respectivă. Nu, dar e ciudat că un probabil... Consiliul Județean să angajeze Poliția Comunitară, care... de ce nu angajeze o firmă privată? Mă sau... întrerup doar o clipă, Realitatea TV vă prezintă momentul de față imagini din elicopter. Elicopterul nostru se îndreaptă către locul accidentului de lângă Clinceni. Vă reamintesc, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în urmă cu aproximativ o oră. Pilotul acestui
avion a decedat în momentul impactului cu solul. Era vorba despre un avion de mici dimensiuni fabricat la Aerostar Bacău, iar pilotul avea 320 de ore de zbor. Revenim la subiectul nostru și domnul Oprișan, înțeleg că mai dorește să facă o precizare în legătură cu acest contract. Vă ascult, domnule Oprișan. În legătură cu ceea ce dumneavoastră a susținut, vreau să vă spun următorul lucru, cât se poate de clar. Legea te obligă să faci licitație pentru paza tuturor obiectivelor de patrimoniu public și privat. Nu e vorba numai de două active. Postul Inspectorat de Protecție a Plantelor are câteva clădiri, are utilaje, tractoare. Nu, întrebarea noastră era simplă, domnule Oprișan, de ce a dorit Poliția Comunitară să subcontracteze? Asta e simplu, pentru că văd că are suficient personal, pentru că acum două zile primarul anunța că va disponibiliza, 22 de persoane de acolo, parcă. Asta a întrebat Poliția Comunitară, nu mă întrebați pe mine. Și mai aveam o întrebare pentru dumneavoastră, da. Pentru că tot a circulat un zvon de criză în ceea ce vă privește. La o expoziție se pare că ați dorit să vă achiziționat acest iaht de 3 milioane de euro. Ați făcut-o sau nu? E la fel de adevărat când ați spus dumneavoastră că mă căsătoresc cu Ioana Băsescu. Nu, n-am spus eu asta. Se pare că dumneavoastră ați fi spus unui jurnalist care a și scris ulterior. Înțeleg că nu e adevărată această achiziție în vreme de criză. Deci nu e vorba de achiziție, este vorba de intoxicare de dimineață și până seara a opiniei publice românești. Și dacă stai să uiți la televiziunile din România, îți dai seama că în țara asta, în afară de un dezastru total, toată lumea trebuie să emigreze. La care vă mulțumesc mult pentru această revenire în emisiune și apropo de ce se mai întâmplă prin autoritățile locale, am un caz incredibil, dar înainte de asta trebuie să vă spun, priviți în momentul de față imagini indirect de la locul accidentului. Vă reamintesc, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în apropiere de Clinceni. Din păcate, pilotul și-a pierdut viața în urma impactului cu solul. A fost acolo și un incendiu destul de puternic, pentru că aceste avioane de mici dimensiuni nu zboară pe bază de cherosen, ci folosesc drept combustibil benzina, un combustibil cu o putere mult mai mare de combustie, de unde și acest incendiu destul de mare în momentul impactului cu solul. Și pentru că mi se spune din regie că reporterul nostru, Ana Roman, este în elicopter în momentul de față și ne poate da detalii. Te ascultăm, Ana! Bună seara, doamnelor și domnilor! Așadar, urmăriți primele imagini ale incidentului care de fapt a avut loc în această seară. De altfel, aici, pe Realitatea TV, puteți să-l urmăriți doar la aproximativ o oră după ce acest incident a avut loc. Puteți să vedeți aeronava prăbușită, de altfel, care a fost și carbonizată în urma incendiului provocat de impactul cu solul. De altfel, din informațiile pe care le-am primit până acum, se pare că această aeronavă a luat foc atât în timpul impactului sau după impact, cât și în urma unei pene de motor. De altfel, pilotul, a cărui viață nu a mai putut fi salvat, a fost deja scos din această aeronavă. Medicii nu au mai putut face nimic pentru acesta. Și asta deoarece el a decedat în momentul impactului. Se pare că a suferit un traumatism craniocerebral cu pierdere de substanță, un traumatism foarte dur și de altfel a și suferit arsuri pe o bucată de 50% din corp. Pilotul pe care îl vedeți, aeronava pe care o vedeți în imagine, este una ultra ușoară, cu două locuri, este de fapt un avion tip festival făcut de către Aerostar Bacău, un avion care deseori se folosește de către aerocluburile care sunt în România, fiind un avion folosit pentru
foarte multe acrobații. Așadar, urmăriți aceste imagini din elicopter, primele imagini care vă furnizează efectiv aeronava care s-a prăbușit. Puteți să vedeți de altfel că și solul în jurul și iarba în jurul acestei aeronave a ars. Ca atare, incendiul a fost unul puternic. Avionul ultraușor s-a prăbușit de altfel la puțin timp după decolare. Se pare că au apărut probleme la motor. Pilotul ar fi încercat să aterizeze, dar aeronava s-a prăbușit. El și-a pierdut de altfel viața în momentul impactului. Acest incident este foarte asemănător cu cel petrecut luna trecută, în care un alt pilot, și anume comandantul de aici, de la Aeroclubul Clinceni, și-a pierdut viața. De altfel, acel incident a avut loc tot la o oră de seară, și anume la ora 20, din câte îmi aduc eu aminte. Incidentul în cazul lui Mihai Dobre a fost provocat din cauza unei defecțiuni la una dintre comenzile avionului. Vom vedea de altfel dacă tot despre o defecțiune este vorba și în cazul acestui incident, sau este vorba despre o eroare umană. În cazul domnului Dobre, de altfel, era vorba tot despre o aeronavă de acrobație care ar fi trebuit să execute manevre aviatice pentru un eveniment care ar fi urmat să aibă loc a doua zi. Ca atare, astăzi pierdem din nou un pilot foarte valoros pe care îl avea Aeroclubul României. Din câte am aflat, e un pilot care avea peste 320 de ore de zbor. Și asta deoarece, dacă acestea vor fi concluziile anchetei, de altfel și reprezentanții Aeroclubului României s-au plâns deseori de echipamentele slabe pe care aceștia le dețin. Puteți să vedeți și poliția care a venit, la locul faptei pentru a vedea ce s-a întâmplat. Putem să vedem echipaje ale jandarmeriei. De altfel, o comisie a Ministerului Transporturilor, condusă de domnul Ciucă, care este șeful acestei direcții, care anchetează accidente aviatice civile, a sosit la fața locului. Ei vor încerca să analizeze resturile avionului pentru a vedea felul în care s-a produs acest incident, dacă a fost vorba despre o eroare umană sau pur și simplu avionul s-a defectat. Repet, din primele detalii, din primele informații de altfel pe care le-am primit, este posibil să fi fost o pană la motor. Nu doar Ministerul Transporturilor desfășoară anchetă la fața locului, de altfel este vorba și de un procuror care a venit de la Curtea de Apel București pentru a vedea și a ancheta și a vedea dacă există posibilitatea ca să nu fi fost vorba despre un accident. Pe lângă aceștia, mai înainte erau și câteva echipaje SMURD, de altfel și patru echipaje de la pompieri. Aceștia n-au mai fost însă nevoiți să intervină deoarece incendiul era stins, iar medicii au putut să constate că acest pilot pur și simplu decedase în momentul în care au ajuns la fața locului. Vă reamintesc că în urmă cu o lună un alt incident foarte trist a avut loc aici. Este vorba de comandantul Mihai Dobre al aeroclubului de la Clinceni, care și-a pierdut viața. De altfel, putem să vorbim despre o meserie destul de periculoasă, meseria de pilot de acrobații. Doar într-o lună am pierdut doi profesioniști ai aviației. De altfel, anul acesta presa a relatat de faptul că piloții și 10 de piloți ai Aeroclubului României se retrag cu pensii foarte mari, și anume până la 30.000 de lei. Jurnaliștii spuneau că aceștia au profitat de lege care le permitea să-și ia pensia după venitul obținut în ultimele 3 luni. Ei însă trebuie să știți că au activitate doar vara. Doar vara pot să zboare și să câștige bani. În rest, în lunile din toamnă, iarnă, câștigă o sumă cuprinsă între 900 și 1300 de lei. Însă vara aceștia au șanse să își asigure un venit destul de bun.
De altfel, o oră de zbor este plătită cu 65 de lei, un tur de pistă 20 de lei, iar acrobațiile, bineînțeles, care sunt foarte periculoase, până la 130 de lei. Nu ar trebui să ne mire aceste sume destul de mari care se dau acestor piloți, luând în considerare misiunile grele a acestora și pericolul la care se supun. De altfel, o dovadă a acestui fapt că nu foarte mulți piloți vor să devină piloți de aeroclub este faptul că în acest moment Aeroclubul României aduce lipsă de o treime de instructori și asta deoarece nimeni nu vrea să se angajeze aici, mai ales de când Ministerul Transporturilor a pus un plafon de câștig, pe timpul verii de 6-7 mii de lei pe lună, ca atare ei cred că pur și simplu nu merită să îți riști viața pentru atâția bani. De altfel, Aeroclubul României duce lipsă de avioane, de echipamente moderne, de altfel doar pentru instruirea altor piloți, astfel încât să înlocuiască necesarul și lipsa acestora, iar avea nevoie de 750.000 de euro, bani de altfel de care ei duc lipsă. Ca atare puteți să vedeți, ancheta a început la locul incidentului, aici de la Clinceni, este al doilea incident care a avut loc în decurs de o lună. Amândouă s-au soldat, din păcate, cu moartea piloților. În ambele cazuri, avionul a fost carbonizat, s-a prăbușit. Vom vedea comisia de anchetă ce rezultat va da în acest caz, dacă este vorba despre o eroare umană sau pur și simplu și acest avion s-a defectat. Dacă este vorba însă de o altă aeronavă ușoară care a avut defecțiuni la comandă sau la motor, cu siguranță autoritățile vor lua măsuri ori pentru a micșora sau a reduce activitatea aeroclubărilor din România, ori pentru a le dota cu avioane, chiar dacă sunt de mici dimensiuni, dar avioane mai moderne. Acestea sunt destul de vechi și uitați că de multe ori cedează și nu merită să pierdem viețile piloților pentru acest lucru. De altfel, Aeroclubul de la Clinceni ne oferă deseori pe an momente minunate, momente cu meeting-uri, cu acrobații, cu parașutiști, oameni care se pregătesc o primăvară și o vară întreagă pentru a oferi spectatorilor spectacole unice, spectacole în care ei de altfel își riscă viața. Mulțumesc foarte mult, Ana, pentru aceste detalii. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc, deja s-a demarat o anchetă în acest caz. Și, cum vă spuneam, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în apropierea aeroportului Clinceni în urmă cu o oră. Vedeți și dumneavoastră imagini de la fața locului. Și o informație de ultim moment. Agenția Nuzin anunță faptul că pilotul care a decedat în urma acestui accident face parte dintr-o familie de piloți, iar tatăl său, mult mai norocos, în urmă cu 25 de ani, a scăpat dintr-un accident grav de aviație. Atunci tatăl său făcea repetiții pentru Ziua Aviației Austriei. Avionul său s-a prăbușit, dar el a scăpat cu viață și doar cu câteva fracturi. Dau acum legătura la știri. Letiția Zaharia, ești din nou în direct. Rămâneți în realitate. Andreea, mulțumesc. Pilotul Mugurel Uță, fost cadru militar, parașutist, este cel care și-a pierdut viața, cum spuneai și tu, Andreea, în această seară, după ce avionul de tip Festival Air 40 s-a prăbușit. Vedem imagini în continuare din elicopter, iar la sol se află colegul meu, Raul Giuglea, care observă exact ce se întâmplă acolo. Raul, povestește-ne ce anume vezi în acest moment, care sunt echipajele care au intervenit în acest caz.
Bună seara, Letiția, bună seara, doamnelor și domnilor. Așa cum puteți observa, întreaga zonă este încercuită de militari de la Unitatea Militară din Clinceni. Se încearcă conservarea, practic, a tuturor probelor, a tuturor rezultatelor care ar putea duce la primele concluzii, care să stabilească de ce a avut loc acest incident aviatic. De altfel, așa cum puteți observa, așa cum vă poate arăta colegul meu Nicu Cernat, la fața locului s-a deplasat și un mini-laborator criminalistic al Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov. Este un laborator care de asemenea recoltează probe, recoltează tot ce se poate lua de aici ca să se analizeze rezultatele, ca să se stabilească care au fost cauzele care au dus la acest incident aviatic. În seara asta, unul dintre cei mai experimentați parașutiști din România, un tânăr de 37 de ani și-a pierdut viața, este vorba despre Mugurel Uță, are la activ 320 de ore de zbor și, așa cum ați spus și voi, face parte dintr-o familie de oameni experimentați în zbor. De asemenea, el pilota un avion de 351 de kilograme, este cel mai mic avion, este un avion ultraușor, cel mai mic avion care zboară în România. Raul, te lăsăm să afli mai multe informații dacă reușești să te apropii de locul acela, de la investigatori. Urmărim imagine transmise în direct de colegii tăi în acest moment. Așteptăm să vii cu informații noi legate de anchetă, pentru că e important de spus și în cazul acestui accident s-a declanșat o anchetă. O echipă a Direcției de Investigații Transport Aerian din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se află acolo la Clinceni. Urmează să dea un verdict. În aparat, în acest moment, vedem că au rămas aripile și coada. Este vorba de un aparat care are o lungime, ca să vă dați seama, de dimensiuni aproximativ 7 metri, 6,74 metri, 351 de kilograme, poate atinge 185 de kilometri pe oră în zbor și are autonomie de zbor destul de mare. Este de menționat faptul că pilotul care se afla în acest aparat nu s-a mai putut salva. După momentul impactului, aparatul a luat imediat foc. Echipajele de intervenție venite rapid de la ISU și SMURD nu au reușit decât să stingă aparatul în momentul în care au venit și să constate decesul lui Mugurel Uță. Mugurel Uță, de menționat, și-a început cariera de parașutist la vârsta de 15 ani la Aeroclubul Român, a fost membru în cadrul lotului național de parașutiști, era comandantul batalionului 495, avea 2500 de sărituri la activ. În ceea ce privește capitolul pilotaj, avea peste 320 de ore de zbor la activ. Provenea dintr-o familie cu tradiție în domeniul aviatic, pentru că tatăl lui a fost de asemenea pilot instructor, Gheorghe Uță, în urmă cu 25 de ani. El a avut norocul să scape dintr-un grav accident de aviație. Atunci tatăl lui Gheorghe Uță s-a prăbușit cu avionul în timp ce făcea repetiții pentru Ziua Aviației Austriei. Atunci a fost vorba de o accidentare destul de gravă și a rupt ambele picioare și maxilarul. A stat o lună internat la Oradea, alte 6 luni cu picioarele în gips, 3 luni a durat recuperarea. În acest moment avem imagini cu fiul lui Gheorghe Uță, cel care a murit în această seară. Sunt trimise de prietenii lui pe adresa martoroculararondrealitatea.net, unde puteți să ne trimiteți și dumneavoastră informații și detalii. Mesajul vine de la Adrian, care ne spune doar atât. Dumnezeu să-l ierte, a fost un prieten deosebit. Suntem șocați și împietriți. Asta ne transmite Adi Luca, cel care ne-a și dat imagini cu pilotul care a murit în această seară. Revenim la legătura telefonică directă cu expertul în aviație, Sorin Stoicescu. Am vorbit ceva mai devreme când încă nu aveam toate datele, toate informațiile. Nici acum nu putem spune că le avem, dar avem un ajutor important și anume imaginile pe care le vedem transmise de acolo. Am văzut cum arată aparatul după ce s-a prăbușit și a luat foc. Cum comentați ce s-a întâmplat acolo? Ce putem să ne dăm seama din felul în care arată aparatul?
Bună seara. Deci, din păcate, eu nu pot să văd imaginile, însă îmi închipui ce s-a întâmplat. Vă pot ajuta și să vă spun că în acest moment vedem, sunt aripile aparatului sunt întregi, nu sunt atinse de incendiu, coada la fel este intactă, partea afectată de incendiu este partea, cabina pilotului. Cabina pilotului din care nu a rămas mare lucru. Da, deci... Se pare că a fost o aterizare forțată în condiții vitrege. Nu știm încă dacă pilotul mai avea controlul avionului sau nu în acel moment. Asta o să o spună Comisia de Investigație Tehnică. Și faptul că nu a ars înseamnă că nu avea prea mult combustibil la bord. Și, bineînțeles, nenorocirea este că o viață s-a dus. Puteți să faceți niște presupuneri? Care ar putea fi cauzele? Nu trebuie să dăm verdicte în niciun caz, dar care ar putea fi cauzele care să conducă la acest final tragic? Deci am putea să presupunem foarte multe lucruri, însă nu știu la ce ne-ar ajuta. Singurele informații pe care o să le avem, o să le avem după ce Comisia de Investigație Tehnică, care am înțeles că este la locul accidentului, va face raportul preliminar. Și bineînțeles va da în virtutea transparenței un comunicat de presă. Domnule Sorin Stoicescu, vă mulțumesc pentru aceste informații, comentarii. Revenim în platou în acest moment alături de mine, în continuare, Adelin Petrișor. Am aflat și date despre pilotul care, iată, știm, avea 37 de ani, venea dintr-o familie cu tradiție în aviație. El făcea parte din clubul sportiv aeronautic Acvila Team, care își desfășoară activitatea acolo pe aerodromul Clinceni și era pilot comandant 324 de ore de zbor. Asta scrie pe site-ul în care este prezentat acest club sportiv aeronautic Acvila Team. Știm de asemenea că avea o carieră militară, era instructor de parașutism, avea 2500 de salturi la activ, iubea probabil aerul și a sfârșit în această seară, nu știm care este cauza. Oricum, putem comenta puțin dacă experiența din cadrul militar pe care a avut-o Costel Mugurel Uță l-a ajutat în cea de pilot și cât de mult contează momentul în care ajungi să pilotezi un aparat, să ai în spate, știu eu, mii de salturi cu parașuta. E clar că era un om cu sânge rece, însă era mai degrabă un instructor de parașutism experimentat decât un pilot experimentat. La 37 de ani avea puțin peste 300 de ore de zbor. Asta nu înseamnă nici puțin, însă nu înseamnă nicio experiență senzațională. Vă reamintesc, în urmă cu mai puțin de o lună, a murit comandantul aeroclubului, comandantul de la Clinceni, care avea 24 de ani și aproape 1000 de ore de zbor. Deci 300 de ore de zbor nu înseamnă foarte mult, nu înseamnă însă nici foarte puțin. E greu de știut ce s-a întâmplat acolo. Cu siguranță cei din comisie nu vor exclude nici eroare de pilotaj, nici o defecțiune tehnică. Faptul că avionul arată așa înseamnă că cei din comisia de anchetă vor putea să expertizeze anumite părți ale avionului, vor găsi o serie de probe, pentru că dacă avionul ar fi ars, ar fi fost foarte complicat să adună ceva de la fața locului, mai ales că astfel de avioane ard foarte ușor, având un motor care folosește benzină, nu cherosen. Probabil că rezervorul era destul de gol, ne spunea Sorin Stoicescu. Poate că au intervenit foarte repede cei de la Clinceni. Exact, poate fi o altă variantă. Oricum, informații atât de la Sol, de la echipele de investigație aflate acolo și de la reporterul nostru Raul Giugla, dar și imagini și date noi din elicopterul Realitatea TV revin în doar câteva clipe aici în direct, așa că rămâneți alături de noi.
Descifrează cuponul surpriză și află ce ai câștigat. Poziționează-l pe ecranul televizorului în dreptul semnalului roșu. 1 din 8 e câștigător. Data viitoare prepar eu cina. Carrefour, pentru o viață mai bună. Băi, care mi-a distrus mașina? Ce stil super cool! Mi se potrivește! Tu nu ești apartamente? Arta conversației cere exerciții. Doar la Cosmote ai 800 de minute și 800 de SMS-uri în rețea și 60 de minute naționale și internaționale să exersezi cât vrei. Totul cu doar 4,5 euro credit. Cosmote, alături de tine. Acum, pui întreg la doar 7,29 lei kilogramul. Carrefour, pentru o viață mai bună. Și cum îți spuneam, e foarte puternică. Curăță tot în cale. Pete de ketchup. Cafea. Înghețată. Dispar pe loc. E clar că e de top. Of, nu-ți face griji. Cum ziceam, e de top. Formula puternică din Bonux curăță petele astea dificile. Noul Bonux are acum Enzim 5, ingrediente din detergenții de top. Hey, ai văzut cum scoate petele din minți? Da, și din haine. Enzim 5, soluția puternică împotriva petelor. Știu ce înseamnă să fii șofer. Trafic, concentrare, te mai lasă una alta. De-aia încerc să vă fac ziua cât mai bună. Cu lucruri mici, iar acum chiar cu lucruri importante, cum ar fi noua promoție de la Petrom. Dăm șoferilor din România ce avem noi mai bun, benzină. Un plin la fiecare 15 minute și marele premiu, benzină pe viață. De la Petrom, șoferii pleacă mai fericiți. De obicei, creditele sunt garantate cu bunuri. La noi, linia de credit pentru IMM este garantată cu 2 cai frumoși. Glumeam. De fapt, este gata garantată. Dăm credite gata garantate în parteneriat cu Fondul Național de Garantare. Banca Transilvania. Maxim 6 cai. Tide Absolut. Scutul de protecție pentru supermame. Mama mă îmbracă în tricoul meu preferat. Ne jucăm cu furtunul și murdăria pare că se curăță ca prin minune. Numai ea știe secretul. Mama folosește Tide Absolut cu formula îmbunătățită ca un scut de protecție ce nu lasă murdăria granulată să se fixeze pe țesăturile din bumbac. Vezi diferența doar cu apă. Iar făinuțele sunt de un alb imaculat. Mami e super! Tide Absolut. Super protecție pentru super mame. Dan Capitan de Plai a câștigat cu unirea campionatului. The Special Dan a remarcat The Special One Mourinho. Lasă-l să și a învins Anglia. 2-1, România-Anglia. Meciul de la Toulouse din 1998, din 6 iulie, împreună cu Ziua Sport. Magic Football. Nora ta, oferta specială a lunii de la Danone. Acum Nutridei Natural, pachet promoțional, plătești 6, primești 8. Plătești puțin, primești mai mult. Sunt oameni care își doresc acces liber la bani, iar alții care își doresc profit. La BancPost îi ascultăm pe toți. De aceea am creat contul de economii combinat cu dobândă de până la 12% pe an și banii disponibili oricând. Totul pentru economiile tale. Călătorii, emisiuni culinare, aceasta este meseria mea, iar ținuta impecabilă este obligatorie. După emisiune, găsesc pe uniformă diverse pete, chiar și de fard, dar mă pot ocupa de ele doar acasă. Soluția mea? Ariel Prozim 7, care nu doar curăță, ci și ajută la protejarea rufelor împotriva petelor de tip granulat. Sistemul său de protecție împotriva petelor ajută la netezirea fibrelor, împiedicând chiar și petele de fard să se fixeze în țesătură. Această curățenie impecabilă este apreciată de către spectatorii din întreaga lume, nu doar de familia mea. Curățenie impecabilă și protecție împotriva petelor viitoare. Nu-ți mai pedepsi capul. Ia un Memo Plus. Memo Plus. Îți merge mintea. Produs garantat Valmark. Ce faci tu aici, mă? Eu nu dau cu mingea așa cu asta pe areasă. Dar lăsă dimineață, în continuu, în continuu. Nu treci numai de cu mingea. Dar tu nu înțelegi? Ai geamul dumneavoastră? Poftiți? Păi geamul blocului, nu-i al meu. Nimeni nu rezistă cât ferestrele noastre. Geam cu protecție solară la preț de geam standard. Oferta Q-Fort. Proiectată să nu-i reziști. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Pilotul instructor Gheorghe Uță s-a prăbușit cu avionul
Era acum 25 de ani o știre. Fiul său nu a mai scăpat. În această seară s-a prăbușit cu avionul la Clinceni. Îl avem în imagini, poze trimise de prietenii lui pe martor ocular arond realitatea.net. Sunt imagini care...